luna martie, noi așteptăm o creștere a bugetului fond rutier încă 1 miliard de lei. În acel miliard stau G118 ca prioritar. Nu știu dacă să ne ajungă bani pentru tot sectorul, dar o parte din trânsul a să fie făcut. El acolo sunt 3 sectoare câte 6 km, aproape 6. Dar cel puțin unul din sectoarele astea să fie făcut și așa el n-a îmbunătățit. Dar pe G118 o să fie făcut numai decât. Pentru R26, chiar în fondul rutier, sunt puse 20 milioane de lei, care au fost votate aseară. Și la creșterea acelui buget, fiindcă noi avem nevoie pistei 53 de milioane de lei ca să terminăm bucata asta de la Troița încoace. Subiectul privind reparația și întreținerea drumurilor din raionul Căușeni a făcut tema zilei, la data de 22 februarie curent, în cadrul Consiliului Raional Căușeni. Primarii din tot raionul au fost invitați la o reuniune cu Sergiu Bejan, directorul Administrației de Stat a Drumurilor, dar și cu deputații în Parlamentul Republicii Moldova, Larisa Voloh și Artemie Cătănoi. Cum credeți? Care drum o să fie primul? Așa e intuitiv. De actele la și ies. R26 este poziția kilometrică, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sectoare de R26 care sunt primul loc ca noi trebuie să le facem în zona asta pentru anul 2023. Și ieri a fost adoptat bugetul, înseamnă că eu am la dispoziție 2 săptămâni să gătesc căile de sarcini, să fac licitația ca cel puțin cu sfârșitul martie deja să fie beneficiare ca să câștigăm execuția în beton asfaltic. Potrivit lui Bejan, pe parcursul anului curent, Administrația de Stat a Drumurilor va gestiona un buget de 1.165.000.000 de lei. Asta deși la sfârșitul anului trecut a solicitat de la stat peste 3.330.000.000 de lei. Pentru 2023, eu am înaintat propunere de 3.365.000.000 de lei pe care eu am nevoie la întreținerea de rutină periodică reparații, nu construcții capitale, ca să pornesc ceva, să schimb ceva în toate traseele pe care le gestionează ASD-ul. Și eu am primit 1.485.000.000. Și din el, datorită inflației, eu trebuie să încerc să fac ceva anul ăsta. Și eu trebuie să fiu înțeles, adică că nu vine, nu vrea Bejan să vină, asta nu e dorința mea. Dorința mea este să pot face ceva și acel schimb de macaz înspre drumuri bune și foarte bune. Da, noi am avut o creștere anul ăsta de 5,8% drumurile bune și foarte bune față drumurile rele. Dar toată lumea înțelege că e datorită la cei 51 km noi, care noi am dat în exploatare. Ocolirea Comrat, ocolirea Cimișlii. Noi, drumari, înțelegem foarte bine lucrul ăsta, de unde creșterea asta a venit. Că degradarea la drumurile existente este așa de mare că noi cu acele bune nu ne putem ajunge de urmă. Oficialul a mai vorbit și despre reparația celor 17 km de drum Căușeni-Săiți, dar și a tronsoanelor Sălcuța-Căinari, Ucrainca-Tocuți și altele. Am făcut o măsurare, dacă este domnul primar de Săiți, atunci când dumneavoastră stupați gropile, eu am făcut măsurarea intensității circulației. Aveți în ziua și ei ieșit 97 de mașini. Au ieșit țara și au intrat înapoi în sat tot așa, mai că 95 cu 97 ceva de felul ăsta. Adică s-a văzut fluxul de oameni care intră și ies pe traseul respectiv. Câți kilometri până în Săiți? 17. Fiecare kilometru la ziua de azi drum categoria 4 costă minim 18 milioane de lei. Să-l fac capital. Știi câți ani? Aia este 97 de mașini inci de rambursare o să întoarcă bani care se iau de la tăți moldoveni și pus acolo. Niciodată. Este 100 de ani. Asta înseamnă că noi trebuie să găsim alternative. Asta înseamnă că în Săiți trebuie să ajungă drum bun, dar nu numai decât trebuie să fie din asfalt. De exemplu, eu am fost tare mirat când, pe primul loc, în raionul Căușeni, drumul de acces G113 pe Gâsca. Da? Când ieșesc de la Troița în dreapta, așa? M-am dus personal să văd de ce anume pe drumul ăsta, că am văzut acolo departe, întotdeauna vedem varianta albă și așa mai departe. Problema constă că el a ales primul sector, acela deasupra satului, care e în Glod. Adică soft corect alege. Adică cei 2 km care sunt vârful dealului, îi știți, nu intră în stânga acolo, nu știu, nu știu el la Gâsca, dar merge drept înainte.
Păi bucăți ca aceea, el și-a pus-o ca prioritar, înseamnă că el lucrează ca soft. După asta merge vestitul drumul dumneavoastră, G180, care duce de la Sălcuța până la Căinari. La reuniunea de miercuri a trecut au participat primarii din tot raionul. Aceștia l-au luat la întrebări pe oficial, solicitând totodată intervenția drumarilor pe mai multe tronsoane din raion. Astăzi dimineața am emis dumneavoastră oși pe tunic unde mers tot cu solicitare de stație. Deci este vorba de G110, intersecție T10. Adică traseul care pornește despre Căinari și ajunge la Gâsca și traseul Aninii Noi spre Căușeni, intersecția lor. Este necesar să impune acolo stație de așteptare pentru că satul este departe, nu mai vin cu mașini de ocazie, așteaptă rutiera Căușeni sau Chișinău și, într-adevăr, stau în ploaie, fric, în soare. Adică, de mult se impunea, dar dacă totuși intră în competența dumneavoastră și atunci care gestionați. Până în luna mai sperăm noi că o să dăm ocolirea Troiți. Noi am vrut să-l dăm în astă toamnă, dar n-am vrut ca să, fiindcă era posibilitatea să finalizăm cu stratul de binder, nu dovedim numai stratul de uzură. Și dacă îl facem, credeți-mă că după iarna asta îmi deteriora acel strat de binder și eu n-am vrut să fac lucrul ăsta, am lăsat până la pod, dacă ați observat, vă 100 de metri până la traseul național, n-am finalizat, numai din motivul ăsta ca lumea, oricum lumea între, prin glot și se duc acolo, știi, betonul și alăntră. Dar până în luna mai noi ne-am pus ca scop ca să finalizăm și sperăm noi că cel târziu, până la sfârșitul lunii mai, noi o să dăm în exploatare ocolirii Troița și stațiilor să fie în deal acolo sus. Domnul Șaucan, la Săiți, să mășim, acolo, la mine părinții, partea ceilalți de mamă, acolo, Basarabe, eu cunosc acolo, să zicea drumul de la Tarutină, în Coașa, nu ne întrebam asta, ales noi, știu că foarte mulți oameni cer cu anume vară în timpul ăsta că se duc la mare, dar s-ar face drumul, cred, până la vamă. Cred că ar fi spre beneficiu nu numai la Săiți, dar la toți care se duc și cer cu o vară, când nu mai poate să duci pe aici la ales noi, pe de-a dreptul decât să te duci pe jur chiar și pe la Ștefan Bon. Adică, eu cred că părerea mea personală că are sens să nu duc cealaltă vară, vară e la să cer cu anume. Păi Ucraina s-a făcut practic foarte aici, rămâne noi să faci. Și acolo s-a deschis, într-adevăr, fluxul ar fi foarte mare. Uitați-vă, eu am vorbit că noi nu suntem împotrivă sau eu nu sunt împotrivă ca să ajungă drum la Săiți. Numai că el este foarte scump dacă să ajungă din asfalt. Asta eu am vorbit. Dar că acolo trebuie să fie drum, dar printr-o construcție alternativă, care sunt idei posibilitate să avem și o indicii ăsta de rambursare a investiției. Statul trebuie să înțeleagă, fiindcă, haideți vă spun un lucru, când se ia banii din buget și se investește asupra unui drum, se iau banii de la toți moldovenii, nu numai de la unul. Adică asta noi toți foarte bine înțelegem. Și atunci statul are niște formule de calcul a investițiilor. Din ținul care este, tu trebuie să înțelegi, el trebuie să aibă o rambursare, el trebuie să răscumpere acest drum în 10 ani, la drumuri ca tare să socoate inci de rambursare numai puțin de 10 ani. Să scrieți dacă e posibil din sursele financiare care le aveți dumneavoastră acum aprobat în programul de reparații și servicii de proiectare și să ne drumul ăsta cu o trenta terapie care trece în G121 care trece în Bălucică, crește noi, crește suficient, bărmă, crește terapie. Ați prognozat dacă ceva sus în acest pentru proiectare, pentru proiect tehnic la acest drum, dacă e o întrebare. Dacă rămân bani de la licitațiile care s-au făcut, care or să fie pentru actualizarea drumurilor naționale, pentru, cred că s-a auzit, acele acorduri care or să fie valorificate până la 600 de milioane de dolari pentru traseele naționale, și dacă la orice licitație mai rămân niște bani. Și dar valorificarea sectorului G120 de la Codrin și până la Taraclia e peste 8 milioane de lei. Întrevederea a durat în jur de 2 ore.